Ok, astăzi vom discuta un pic despre reprezentarea numerelor, dar vom discuta asta într-un context mai amplu legat de reprezentarea simbolurilor folosite în viața de zi cu zi, pe care le putem clasifica în simboluri numerice, da? Secundă. Numerice și alfanumerice. Când vorbim de numere, vorbim de cifre, numerele sunt formate din cifre și vorbim de cifre zecimale care sunt 0, 1, 2 până la 9. Pe urmă vorbim despre litere, da? A, B și așa mai departe, și alte simboluri. Da? Bun. Pentru a folosi aceste convenții de reprezentare în calculator, evident, trebuie să reprezentăm într-un format binar, adică format din 0 și 1. Generic, acest lucru îl putem numi ca fiind o codificare printr-o codificare înțelegând practic o funcție de pe o mulțime X de simboluri primare către o mulțime C, cea a cuvintelor de cod, folosind un alfabet, niște simboluri de cod dintr-o mulțime A mare. Da? Deci am zis că X reprezintă simboluri primare. Ce reprezintă cuvintele de cod? Și A reprezintă simboluri de cod. Da? Asta înseamnă o codificare. Dacă ne referim la cifre, atunci X va fi, vom avea o funcție, practic, imediat, o funcție definită pe mulțimea X formată din cifrele 0, 1, 2 până la 9, cu valori într-o mulțime de coduri, iar alfabetul, în cazul în care ne interesează reprezentarea binară, va fi format din simbolurile 0 și 1, simbolurile de cod. Bun. Acum, în momentul în care vorbim despre coduri numerice, vom avea coduri numerice ponderate și coduri numerice neponderate. Regulă. Pentru codurile, vom începe cu coduri numerice ponderate, da? Deci, în cazul codurilor numerice ponderate, vom avea o regulă prin care unei cifre îi corespunde o succesiune de biți, fiecare bit având o pondere asociată. Și cel mai cunoscut cod numeric ponderat este codul 8421. Deci, dacă dăm niște exemple, 8421, 2, 1, care se mai numește cod binar zecimal natural. Natural. Ok? Bun. Și ponderile sunt puterea ale lui 2. Cu ponderi, puteri ale lui 2. Dar mai sunt și alte coduri, cum ar fi codul Eigen, care se mai scrie 2421 sau codul 842 negat 1 negat. Da? Sunt o sumedenie de alte coduri numerice ponderate. Da? Ok. Ca să reprezentăm un cod numeric ponderat, vom porni de la, evident, de la cifre, de la 0, 1, 2, 3, 4, continuăm cu 5, 6, 7,
8 și 9. Și inițial vom reprezenta codul 8, 4, 2, 1. Da? Deci ponderile vor fi pentru primul bit 1, al doilea 2, următorul al treilea 4 și ultimul 8. Da? Deci 4, practic vom reprezenta pe 4 biți. Acum, întrebarea e de ce 4 biți? Păi în principiu, dacă am vedea transmiterea unei cifre zecimale ca un experiment cu probabilități egale, atunci entropia acestui experiment, probabilitățile fiind egale cu 1 pe 10, fiind 10 evenimente posibile, transmiterea cifrei 0, 1, 2 până la 9, atunci h de x va fi logaritm în baza 2 din n. Cazul nostru n este 10, deci logaritm în baza 2 din 10. Da? Deci ăsta e aproximativ egal cu rotunjim la 4, e 3 și ceva. Da? Deci am nevoie de 4 biți pentru a reprezenta rezultatul unui astfel de experiment. De aceea mi-am propus aici să folosesc 4 biți și reprezentarea 8421 are 4 biți. Sigur că dintre cele 2 la a 4-a coduri care se pot forma, da? Se pot forma 2 la a 4-a coduri, adică 16, doar 10 dintre ele vor fi folosite în fiecare dintre reprezentările propuse. Bun. Haideți să o secundă să decupez chestia asta și să o mut un pic mai jos. Ok, gata. Bun. Haideți să vorbim despre 8421, da? Deci sunt 4 biți. Este bitul cu ponderea 8, bitul cu ponderea 4, bitul cu ponderea 2 și bitul cu ponderea 1. Da? Ok. Acum, pe 0 îl voi reprezenta ca fiind 0, 0, 0, 0. Da? Deci, practic, 0 este 0 ori 1 plus 0 ori 2 plus 0 ori 4 plus 0 ori 8. Adică este 0. 1 va fi 1 ori 1 plus 0 ori 2 plus 0 ori 4 plus 0 ori 8. 2 va fi 0 ori 1, 1 ori 2, 0 ori 4, 0 ori 8. 3 va fi 2 plus 1. Deci o să am 0, 0, 1, 1. 4 este 0, 1, 0, 0. 5 este 4 plus 1. Deci este 0, 1, 0, 1. 6 este 4 plus 2, adică 0, 1, 1, 0. 7 este 4 plus 2 plus 1, adică 0, 1, 1, 1. 8 este 0 ori 1 plus 0 ori 2 plus 0 ori 4 plus 1 ori 8. Și 9 este 8 plus 1, adică 1 ori 1 cu 0 ori 2, 0 ori 4 și 1 ori 8. Da? Și asta este o reprezentare pe care noi o numim 8421. Da? Am spus că există și alte coduri numerice ponderate și voi reprezenta în continuare codul Aiken sau 2421. Acest cod are și alte proprietăți matematice, nu doar că este ponderat, pentru că e clar, altfel pe 2 l-aș putea reprezenta ca 1000 sau ca 0010. Da? Care din... Dar știm că o codificare trebuie să fie unică, deci nu pot să am două coduri pentru aceeași cifră. Și atunci, în cazul lui Aiken, regula este că reprezentarea primelor 5 cifre este identică cu 8421, adică se folosesc doar ultimele 3 ponderi, 421. Deci voi putea pur și simplu să preiau reprezentările din stânga. Iar reprezentările cifrelor mai mari decât sau egale cu 5 vor fi complementare cu față de 9 cu reprezentările cifrelor de la 0 la 4. Deci complementul lui 5 față de 9 este 4. Practic voi inversa fiecare bit al lui 4 și am 1, 0, 1, 1. Haideți să verificăm dacă verifică ponderile. Deci am 1 ori 2 plus 0 ori 4 plus 1 ori 2 plus 1 ori 1, adică 2 plus 2 plus 1, adică 5. E ok. Și am complementaritatea asta. 6 cu 3, da? Deci o să fie 1, 1, 0, 0. Adică 1 ori 2 plus 1 ori 4 plus 0 ori 2 plus 0 ori 1. 7 va fi complementul lui 0, 0, 1, 0. Adică va fi 1, 1, 0, 1. Adică 2 plus 4 plus 1.
Da? Bun. Reprezentarea lui 8 va fi inversul reprezentării lui 1, adică 1, 1, 1, 0, adică 2 plus 4 plus 2, și 9 va fi 2 plus 4 plus 2 plus 1. Da? Acesta se numește un cod autocomplementar față de cifra 9. Ok. Bun. Un alt cod numeric ponderat este codul 4, 2 negat, 1 negat. Da? Diferența față de codurile anterioare este că, că avem ponderi negative, minus 2 și minus 1. Dar 0 va fi tot 0, 0, 0, 0. În schimb, 1 va fi 4 minus 2 minus 1. Deci o să am 0, 1, 1, 1. Da? 4 minus 2 minus 1 face 1. 2 va fi 4 minus 2, 3 va fi 4 minus 1, 4 va fi pur și simplu 4. Și acest cod este autocomplementar, reprezentarea lui 5 inversul reprezentării lui 4, deci o să am 5, 1, 0, 1, 1, adică 8 minus 2 minus 1, corect, 6 va fi 8 minus 2, 1, 0, 1, 0, 7 va fi 8 minus 1, 8 este 8 și 9 este 8 plus 4 minus 2 minus 1, adică 12 minus 2 minus 1, 9, 1, 1, 1. Dar vedem că și acest cod este autocomplementar față de 9. Da? Deci e la fel ca și cel de aici. Da, și acest cod este autocomplementar față de cifra 9. Bun. Deci am niște reprezentări pentru coduri numerice ponderate. Acum, să zicem, dacă aș vrea să reprezint 2018, o secundă, 2018, dacă aș vrea să reprezint în 8, 4, 2, 1, pur și simplu aș lua reprezentarea lui 2 în 8, 4, 2, 1 este 0, 0, 1, 0. Aș reprezenta fiecare cifră. Da? 0 este 0, 0, 0, 0. 1 va fi 0, 0, 0, 1 și 8 este 1, 0, 0, 0. Deci ăsta este 9, 4, 2, 1. Da? Și ăsta este practic 2018 reprezentat în baza 10, să spunem, da? Asta e codificare 942. Dacă vrem să codificăm tot pe 2018 în 842 negat, 1 negat, da? Atunci voi lua codificarea lui 0 este tot 0. Scuze, trebuie să încep cu 2. Deci codificarea lui 2 este 9, 4, 2, negat, 1, negat, este 0, 1, 1, 1, da? Deci, scriu 0, 1, 1, 1, 0 va fi 0, 0, 0, 0, 1 era, practic, 0, 1, 1, 0, adică, nu, deci 1 este 4 minus 2 minus 1, deci este 0, 1, 1, 1. M-am încurcat aici o secundă. Da? Și 8-ul era ultimul de jos, penultimul de jos, adică 1, 0, 0, 0. Ok? Ok, și asta este în 8, 4, 2 negat, 1 negat. Da? Este reprezentarea lui 2018. Da? Iarăși avem o scăpare aici, pentru că practic reprezentarea lui 2, dacă ne uităm pe linie, este al treilea cod de aici, deci este 0, 1, 1, 0 și noi am scris eronat 0, 1, 1, 1. Deci avem 0, 1, 1, 0, care este reprezentarea lui 2,
da? 0, 0, 0, 0 care este reprezentarea lui 0, 0, 1, 1, 1 care este reprezentarea lui 1 și 1, 0, 0, 0 care este reprezentarea lui 8. Ok? Bun. Deci am făcut aceste reprezentări. Am văzut cum, pornind de la o codificare a acestor 10 cifre, de la 0 la 9, folosim 4 biți, folosind una dintre reprezentările 8421, 2421 Aiken sau 842 negat 1 negat, pot reprezenta practic orice număr întreg, reprezentând fiecare cifră în parte. Bun. O altă categorie de coduri, despre care o să vreau să vorbim pe scurt, sunt codurile numerice neponderate. Da? Practic nu mai este aceeași regulă asta cu ponderile pe care am avut-o mai sus, ci sunt alte reguli de construcție. De exemplu, o să am codul exces 3, în care o să am o cifră în exces 3, este cifra plus 8 plus 3 în 8421. Da? Sau o să avem codul grey, unde o să vedem imediat regula de construcție. Da? Haideți să reprezentăm mai întâi acest cod exces 3, la fel ca și la codurile numerice ponderate, pornesc de la cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Da? Și am aici acest exces 3, da? Și am zis că reprezentarea o pornesc de la reprezentarea lui 8421 shiftând 3. Deci, practic, când o să l-am pe 0, o să fie reprezentarea lui 3, care este aici, da? Pe 1, reprezentarea lui 4 și așa mai departe. Deci o să iau pur și simplu reprezentările 8421 de la 3 până la 9 și să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci am zis că 0 se reprezintă ca 0, 0, 3, 1, 1. 1 va fi 1 plus 3, 4, 0, 1, 0, 0. 2 plus 3, 5, deci 0, 1, 0, 1. 3 plus 3, 6, 0, 1, 0, 0. 4 plus 3, 7, 0, 1, 1, 1. 5 plus 3, 8, 1, 0, 0, 0, 9, 4, 2, 1. 6 plus 3, 9, 1, 0, 0, 1. 7 plus 3, 10. 10 este, în 8, 4, 2, 1, ar fi 8 plus 2. Deci este 1, 0, 1, 0, da? 8 plus 2. 8 plus 3, 11. 11 este 8 plus 2 plus 1. Deci este 1, 0, 1, 1. 9 plus 3, 12, adică 8 plus 4. Deci este 1, 1, 0, 0. Acestea sunt reprezentările în exces 3. Ce observăm este că și acest cod exces 3 este auto complementar față de 9. Da? Deci este autocomplementar față de 9. Bun. Ok. Am obținut această reprezentare în exces 3. O să vreau să facem și o reprezentare în codul grey. Da, pentru reprezentare în codul grey o să pornim de la altă regulă de construcție și anume o să spunem așa, dacă o cifră în grey este G8, G4, G2, G1, atunci o să am că G8 este egal cu A8, adică cu primul bit din reprezentarea 8421. Da? Deci dacă, practic, cifra în 8421 va fi A8, A4, A2 și A1. G8 este egal cu A8, G4 este A8 sau exclusiv A4, G2 este A4 sau exclusiv A2 și G1 este A2 sau exclusiv A1.
de operația de sau exclusiv pe biți, pot să am 0, 1, 0, 1. Deci 0 cu 0, 0 sau exclusiv 0 este 0, 0 sau exclusiv 1 este 1, 1 sau exclusiv 0 este 1 și 1 sau exclusiv 1 este 0. Diferă față de sau logic, unde 1 sau 1 ar fi fost 1. Deci când am biți identici, am 0, 0 cu 0, 1 cu 1. Când biții diferă, 0 cu 1 sau 1 cu 0, am 1. Da? Prin urmare, dacă vorbim despre această reprezentare în cod grei, o să am așa că și spuneam că practic am G8, G4, G2, G1. Da? Ok, deci G8 este 8. Deci o să am prima col, nu din exces 3, scuze, din 8-4-2-1. Deci o să aduc pur și simplu primul rând, da? Deci mă interesează oricum să-l văd pe ăsta, o secundă. O să fac așa. O să fac aici, o să șterg exces 3-ul și o să pun practic o reprezentare 8-4-2-1 de la care vreau să pornesc. Ok. Și da? Și o să iau reprezentarea, o să o scriu de fapt din nou ca să fie mai simplu. Deci aici am 8-4-2-1, da? Deci am 0-0-0-0-0-0-0-0-1 0-0-1-0-0-0-1-1-0-1-0-0-4. 5 era 4 plus 1. Deci 0-1-0-1-6-4 plus 2-7-4 cu 2 cu 1-8 și 9 e 8 plus 1. Dar practic în grei o să am G8 va fi tot una cu A8. Da? Deci am așa, am că ăsta este A8, A4, A2, A1. Da? Deci am că G8 este tot una cu A8. Ia să vedem aici. Da? Și mai departe o să am așa, că G4 este A8 sau exclusiv A4. Deci am 0 sau exclusiv 0, am 0. 0 sau exclusiv 0, 0, 0, 0. 0 sau exclusiv 1, 1. 0 cu 1, 0 cu 1, peste tot am 1. 1 cu 0 la fel. Da? G2. Coloana lui A4 și a lui A2. 0 cu 0, 0. 0 cu 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, deci am 1, 1, 1, 1, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0, 0 cu 0, tot 0. Deci l-am scos și pe G2. Pe G1, A2 cu A1, deci am 0 cu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 cu 0, 0, 0 cu 1. Ok? Deci asta este reprezentarea în grei. Acum dacă ne uităm, o să vedem că fiecare două cifre consecutive diferă printr-un singur bit. Da? Ok. Acum, acest cod nu mai este autocomplementar față de 9, da? Grei. Acum, dacă aș vrea să reprezint același număr, și anume 2018, în exces 3, am că 2 va fi 0, va fi, am șters exces 3, da? 2 era reprezentarea lui 5, adică 0, 1, 0, 1. 0 era 0, 0, 1, 1, 1 era 1 plus 3, 4, deci 0, 1, 0, 0 și 8,
8 plus 3, 11, adică 8 plus 3, da, 11, adică 1, 0, 1, în exces 3 este și ăsta de aici este în bază 10, da? Același 2018, dacă vreau să-l scriu în grei, reprezentarea lui 2 este 0, 0, 1, 1. Reprezentarea lui 0 este 0. Reprezentarea lui 1 este 0, 0, 0, 1. Și reprezentarea lui 8 este 1, 1, 0, 0. În grei. Prin urmare, am arătat cum folosim 4 biți, pot să am diverse coduri, atât ponderate, cum ar fi o 421 eiken sau o 42 negat 1 negat, cât și neponderate, cum ar fi exces 3 sau grei, prin care pot reprezenta practic orice număr.